Stările de oboseală, stres, anxietate, depresie, neputință fac parte din viața oricărui om, iar unii au o înclinație naturală genetică de a le simți mai des. Asta nu înseamnă că nu există metode de combatere a stărilor astea, pentru că eu sunt de părere că orice problemă are o rezolvare sau cel puțin o ameliorare a simptomelor. Așa că în videoclipul de astăzi vom vorbi despre 5 lucruri care îți distrug sănătatea mentală, de ce se întâmplă asta și care sunt soluțiile. Atenție, sfaturile acestea sunt bune doar pentru stări negative, temporare sau lipsite de profunzime. Dacă simți o stare de depresie care te împiedică să-ți desfășori activitățile zilnice constant, vezi un medic specialist, el te poate ajuta cel mai bine. Primul lucru care îți distruge sănătatea mentală este comparația cu altcineva. Comparația cu altcineva duce la sentimente de inferioritate. De ce? Pentru că în orice domeniu există șanse de 99,99% ca cineva să fie mai bun decât tine. Aici cred că este o problemă de perspectivă. Hai să luăm exemplul lui Neymar. Neymar este al treilea cel mai bun fotbalist din lume, după Messi și Ronaldo. Acum te întreb pe tine, ce ar trebui să facă Neymar? Să se ducă într-un colț să plângă că e mai prost decât Messi sau Ronaldo? Sau să se bucure și să fie recunoscător că e printre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile? Din nou, e o problemă de perspectivă. De ce alegi mereu să te compari cu cei care sunt deasupra ta? De ce nu te compari și cu cei care o duc mai prost decât tine și să fii recunoscător, să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ești în poziția în care ești? Un alt lucru și mai inteligent pe care poți să-l faci este să conștientizezi că ești diferit de orice alt om. Ai fost născut cu calități diferite, cu defecte diferite, într-un mediu diferit de orice alt om de pe pământul ăsta. Și conștientizând asta, realizezi și faptul că o comparație între tine și altcineva nu e o comparație corectă. Singura comparație corectă este între tu din trecut și tu din prezent. Al doilea lucru care îți distruge sănătatea mentală este neîncrederea de sine. Duce la gânduri autodestructive. Te face să crezi că ești cel mai prost, cel mai inutil om de pe pământ. O soluție la problema asta este acționarea asupra factorilor care creează neîncrederea. N-ai încredere în tine pentru că ești prea gras sau prea slab? Du-te la sală. N-ai încredere în tine pentru că nu știi să vorbești cu fetele? Exersează, du-te la fete, vorbește cu ele despre orice. N-ai încredere în tine pentru că nu știi să te exprimi? Citește cărți. Află sursa neîncrederii și încearcă să faci ceva în legătură cu asta. Încearcă să o rezolvi. Acum, există și neîncredere care vine din lucruri pe care nu le poți schimba. De exemplu, nu îți poți schimba forma feței, înălțimea sau părinții. Ce e de făcut în situația asta? Să accepți că în viață există lucruri pe care nu le poți schimba sau asupra cărora nu ai control. Și să-ți focusezi atenția și energia asupra lucrurilor pe care le poți schimba. Pentru că e mult mai eficient să faci asta decât să stai în pat și să-ți plângi de milă că ești prea scund. Al treilea lucru care îți distruge sănătatea mentală este obsesia sexuală. Obsesia sexuală este din ce în ce mai accentuată de internet și de social media. Dacă intri pe Instagram sau pe TikTok, o să dai de tot felul de fetișcane care își mișcă curul din stânga în dreapta. Iar asta poate fi extrem de dăunător pentru un adolescent de 13-14 ani, pentru că în perioada asta hormonii își fac de cap în corpul lui. Și fiind expus la atâta nuditate online, își pierde controlul asupra lui și asupra gândurilor sale, pentru că simte nevoia să își satisfacă nevoile sexuale prin masturbare. Nu se mai poate concentra pe nimic altceva. E o lipsă de control constantă care se transformă într-un obicei prost. Acum, ce poți face tu ca să oprești sau măcar să limitezi această obsesie sexuală? Limitează timpul petrecut pe social media. Trebuie să tai răul de la rădăcină, să scapi de fetele de pe Instagram care pun poze în colanți. Cum faci asta? Ei bine, există anumite aplicații care îți limitează timpul petrecut pe TikTok, pe Instagram, pe Facebook. Am să las linkul de la una în descriere. Mergi și descarc-o. Al patrulea lucru care îți distruge sănătatea mentală este autopresiunea. Autopresiunea este greutatea pe care ți-o pui singur pe umeri, așteptările prea mari pe care le ai de la tine. Nu mă înțelege greșit, e bine să ai așteptări mari de la tine, e un lucru bun, însă trebuie să realizezi că nu ești un robot. Nu poți să dai 100% în fiecare zi. Nu poți să ai numai zile bune. Dorința asta de a fi perfect, de a-ți atinge mereu țelurile, de a nu avea zile proaste, duce la anxietate. Învață să te ierți. Realizează că și mâine e o zi, și mâine răsare soarele. Dacă n-ai reușit să faci tot ce ți-ai propus azi, reprogramează pentru mâine. Dacă n-ai timp mâine, reprogramează pentru poimâine și tot așa. Și al cincelea lucru care îți distruge sănătatea mentală este proasta gestionare a timpului, care duce la haos mental. Creează-ți un program, pune-ți viața în ordine, fă-ți un to-do list pentru fiecare zi. Astfel, setându-ți obiective zilnice clare, îți vei gestiona mult mai bine timpul și vei fi mult mai productiv în loc să
să pierzi timpul inutil. Un program, un calendar, niște obiective pe care ți le setezi ajută la a da un sens timpului tău și reduce haosul din cap. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați un follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai nevoie de un ajutor suplimentar, avem și un grup de Discord numit Masa Sfaturilor, unde încercăm împreună cu restul abonaților să rezolvăm problemele cu care adolescenții se confruntă în viața de zi cu zi. Așadar, acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!